Cristina, da. Ți-ai dorit vreodată să fii cu adevărat o artistă, o pricepută în artistă? Da. Aici o fată, fă-o frumoasă, câștige. Serios, dar stai puțin că noi suntem artist, make-up artist, da. Și fashion. Dar noi, designer. Fata vine, fă-mă faină că nu sunt. Și stai tu, puțin că pot să dau cu funde. Cu fundație, uite, cu fundație, cu eyeshadow acolo, ai fundație și eyeshadow. Asta e foundation, Felix, nu este fundație. Bun, deci am dat fondul de ten, dar l-am dat și pe corp și peste tot. Și poți să-i schimbi ochii cu tot, adică... Poți să faci... Wow, suntem... Bă, ce fain e asta? Pe care să alegem? Asta poate să... Uite, asta îmi place mult de tot cum arată. Hai să vedem mai departe. Ce mai avem aici în afară de ochi? Și de la ochi poți schimbi culoarea ochilor sus. De la... Păi am făcut deja ochii. Schimbă culoarea ochilor de sus. Am făcut deja. Aici. Dar îmi place că-s verzi. Să-ți fie albaștri. Poți să faci roșii. Roșii? Poți să-i fac așa mai gri. Okay. Uite, am făcut așa mai gri. Interesant. Interesant, rămâne așa. După aceea, ce mai facem? Aici avem VIP make-up. Cam scump. Ai de capul meu. 800-900 Robux. Costă mult. Haine, cumperi haine la fata. Că până la urmă. Hai să vedem. Vezi că mai ai puține secunde. Ai, pe secunde? Da, vezi că mai ai 46 de secunde. Pantalon, fata asta n-are sau? Pantalon e a doi la chestia. Wow! Deci nu-mi plac pe asta. Ce drăguțe toate, să știi că orice pune pe ea îi stă bine. E genul ăla de fată care orice se îmbracă îi stă bine. Mamă! Dar de unde și-o lua hainele astea? Îți plac? Nu știu, o avantajează foarte tare. Nu ne-au părul! Zici că s-a făcut de Halloween. Chiar n-are păr! Unde-i părul, oameni buni? Stai că vreau să îmbrac în altceva. Unde-i părul? Vezi că mai ai 7 secunde. Și părul unde-i? Nu știu, să vedem dacă jocul ăsta e cu păr. Și pantalonii sunt aici. Da. Mamă, ce cu burta asta așa de goală, frate? Auzi, o să ne dăm seama dacă jocul ăsta are păr, când vedem pe alții dacă au, fetele lor au păr, știi? Dar vreau păr! Vreau Uite, am îmbrăcat așa, nu știu ce se întâmplă, dar... Care-i tema? Au păr! Ai de capul meu și a noastră numai scală! A noastră! Dar nu știu! Bă, deci ăsta seamănă cu jocul ăla pe care îl jucăm noi de regulă. Și pantalon faine are! Și au și parfum! Dar de unde și-a dat parfum? Bă! Se spargem figuri! Care-i tema? Tema tot negru. Na, că te-ai îmbrăcat. M-am îmbrăcat în negru. Aha. Tu nu? Nu, am îmbrăcat în blugi. Uite și pe asta. Mamă, ce mersă are! Și ochelari de unde ți-ai luat? Și poșetă. Cred că o mers la shopping separat. Mamă, ce mersă are! Ce amuzant! Îmi place încrederea în ea. Se uită în stânga, în dreapta, vreau să mă admirați. Sunt super chic. Da, serios, ai văzut acolo tu păr? Nu, de unde și-o luat papuci? Băi, deci ziceți-ne ceva ce nu facem noi bine, pentru că... Uite, asta ești tu? Da, ce stele. De milă, nu? Trista. Așa se cheamă, Trista. Vai, săraca, n-are deloc încredere în ea. Doamne. Gen, sper să nu mă vadă nimeni, să nu se uite nimeni la mine. Să nu faceți poze, să nu rămână amintire. Hai mă, Felix, n-ai putut mai mult de atât? Doar atât ai putut? Da, abia am putut și asta. Hai de mine, bluge. Bătați-mă ochii mov. Hai de mine, ce mi-au râs bluge ai luat. Seamnă cu ai mei. Uite-o și pe asta. Asta sunt eu. Bronzata. Tu ești, așa se cheamă, bronzata. Oh my god, dar ce mers ai. Nu știu de ce m-am îmbrăcat așa. Ce-a fost în capul meu? M-am pășurat în hârtie igienică și prosop. Și cu plază de țânțar de pustești. Vai de mine. Hai că machiajul, am stat cel mai mult la machiaj, se vede. Că ai reușit. Dar în rest n-am mai avut timp de nimic. Și ai dormit în solar. Da. Ok, poate. Am câștigat! Și le-a plăcut, le plăcut încrederea. Mamă, dacă aveam și o păr. Aveam ce mai faină. Ok, hai ne luăm pe aici. Am câștigat cele mai urâte dintre noi. Că știi care e faza? Era cele mai urâte de aici. Pentru că frumoase nu s-au votat ca să nu primească sponsorizări. Uite, uite aici pe green screen să facem poză. Vino cu acea fată. Oh, wow. Puneți-ne un corp nou. Puneți-ne păr pe green screen. De unde m-au luat părul ăsta? Vreau și păr, fetelor. Ziceți-mi, cum zic, hair. Îmi dați la hair. Ok. Ceva nu știm noi. Deci dăm la make-up, da? Și probabil aici dai un scroll și mai vezi și alte chestii. Ai găsit? Nu! Dar eu nu înțeleg, mă! Care-i faza? Stai, ce ochi sunt aici. Tot felul de ochi. Hai să ne legem altă culoare de ochi. Să ne legem ochi albaștri. Să văd cum s-au jucat alții străini, știi? Să văd exact ce și-au ales. Deci VIP offer. Da. Steluțe și aici... Ok, vă rog frumos, ziceți-ne, poate de la VIP outfit. Stai, am văzut cum. Ok. Stai puțin. Dăm aici la outfituri. Cred că cu asta m-am îmbrăcat ultima oară și am câștigat. Dar vreau niște pantaloni care să nu stea atât de strâmți. Găsim? Deja dai la make-up, da? Da. Și cumva acolo unde sunt... A, uite-te, vii atent! Scroll acolo sus. Dă-i pe asta și de scroll. Așa. Și la prima la fel. Ca-ți dea părul. Așa. La make-up? Da, la make-up ca-ți dea părul. Hai, în sfârșit! Scroll. Hai, de prima dată ne punem păr. În sfârșit, fata-i fată. Gata. Wow! Așa, da. Băi, am câștigat și n-aveam șanse. Wow! Îi place. Mamă, ce drăguțe sunt toate astea. Cred că am să fiu... Dar nu știu cum să fiu, că toate sunt super faine. Ce înseamnă eyeshadows? Eyeshadows sunt alea ce le pui la ochi. Da. Dar ce păr să-mi aleg, fraților? Ar fi fain așa în viața reală să poți să faci chestia asta. Buze! Fii atent, există buze să-i pui. Oh my God, buze cu vampir? Ei, să o dai cu ruj. Da. Cu blush. Crezi că există blush? Există pistrui. Cred că am văzut odată la o fată. Mamă, ce drăguțe! Păi atunci la outfit, classic outfit, classic pants, tops, pants, rochii în sfârșit. Freckles. Oh my God, ești cu prințesă. Bun, dar cred că trebuie să o duc la foundation. Să știi că... Papuci! Bun. Ai făcut aici tot? Hai să vedem la outfituri. Fată, trebuie să te îmbraci cu ceva. Accesorii! Hai să vedem, avem și rochițe! Ce-i? Doamne, cât de faină e a ta! Stai să vedem, deci mă îmbrac așa. Așa rămân. Cred, stai, câte mai avem? Mamă! Wow, fraților, câte rochi avem aici! Oh, hai să ne ducem aici la tops. Și parfum. Și să ne luăm ceva cu roșu. Parfum, Cristina. Dar cum pot să mi-l dau jos pe ăla pe care l-am pus prima dată? Ce? Non sus, de sus de tot. Aici? Ce-ți dai? Uite non aici. Aici non. Da. Non, vreau fără nimic. Ce scoți? Vreau să-mi scot bluza asta neagră. Păi de la classic tops. Unde stai? Aici de la non. Aici de la non. De la înainte. Aici? La classic, da. Nu e asta. La classic tops, la toate. De la toate non repede. Of, Doamne. De la toate non. Așa. Păi cred că nu pot să rămân fără... Așa, că pot. Așa, bun. Eu ți-am zis? Hai să ne ducem la tops, aici, și să ne luăm ceva cu roșu. Eu-s gata, așa mai faină. E gata? Am văzut puțin aici la VIP, chiar dacă nu ce faină m-am făcut. Doamne, cât de faină la VIP! Hai să vedem accesorii. Ți-ai pus accesoriu? 80 de Robux, da. Ce fain VIP-ul, Cristina, dar ați postat. Wow! Steluțe. Ce? Bă, ce drăguți. Și o gentuță ne trebuie? Mamă, acum că știi clar. Hai să vedem, gentuța asta e frumoasă? Nu e frumoasă. Cristina, dar mi-a îmbrăcată special. Da. Stai mai o secundă. Eu-s gata. Parfum. Nu m-am mai dat cu parfum. O să miros urât. Fuuu, ce urât e asta, nu vă luați după ea, e urâtă, vreau să câștig eu. E destul de drăguță, doar că e destul de simplă. Acum, când am văzut că se pot cu mai multe chestii. Papucii aia, parcă sunt cam groși. Pentru fustiță și rochiță, nu? A transpirat și miroase urât după ea, știi? Cred că trebuia mai mult încredere. Fața aia nu prea zice multe, nu? Adică cu încrederea câștigi totul în viață. Wow, ce zână, ce cercei! Băi, eu nu mi-am pus cercei. Mi-a copiat cercei. Stai să vedem. Eu am cercei din ăștia. Tu i-ai? Bine că a plecat când a auzit că m-a copiat. A plecat de rușine. Mă bucur că a plecat. Hai să vedem pe următorii. Mă bucur. Hai mă, deci nu mai vin, le se face rușine. Să vă fie rușine. S-au emoționat. Emoțiile nu contează. Haide, cine este următorul? Cine are curaj? Cocos Cristina, am zis că e zombie. Eu, dar nu mă văd. Eu uite pe ecranul meu, uite pe ecranul meu. Dar de ce merg așa? Nu știu, zic că e zombie, eu uite și tu. Cristina, de ce e zombie? Este o eroare. Cristina, zombie. Uite, și-a venit Cristina. Ui de capul meu. Uite, la mine arată altfel. Uite la, da. Este o eroare. Te-ai îmbrăcat foarte bine. Sper că te-au văzut ceilalți ca să te boteze. De-ai făcut foarte fain. L-au văzut mai bine. De la ta frumusețe s-o blocat jocul. Dar zice rochii fain m-am ales. Da, dar la mine. Și unde am fost eu? Și am câștigat? Eu sunt pe locul 1! Da. Și mai dispărut. Wow, doar că n-am putut să mă văd. Oh, Cristina, dar tu știi cât am muncit la outfit-ul ăsta. Eu așa rămân. Vino ca să mă vezi pe mine. Unde ești? Eu sunt aici, am rămas pe scenă. Scena mi-aparține. Ai rămas singură pe scenă? Da. Eu Eu sunt șefă. Eu aici poți să mă mai antrenezi. Să-ți vedeți cum se face, fetelor. Învățați de la așa, mine. Așa. Uite, așa. Veniți, veniți, veniți. Și niciodată nu pipiți. Au, că mi-a luat hainele înapoi. Bun, haide să ne... Hang out, când ești așa în oraș. Stai că tu ești invizibil, tu nu poți. Dar nu înțeleg de ce sunt invizibil. Intră și ești în un joc. Cristina, că ai reapărut. Hai că am revenit pe scenă. Mi-am păstrat machiajul de data trecută. Nu se face așa ceva, vreau fără. Hai să vedem. Deci eu vreau niște ochi mai așa, mai de încredere. Ochii contează foarte mult. Ochii sunt lumina sufletului. Poți să-ți pui aici eyeshadow. Mamă, ce mamă. Ce cu hangout? Hai să vedem cum putem să ne machiem. Bă, cred că m-am machiat cam tare. Fundația asta, ce înseamnă fundația asta? Foundation, fond de ten. A, fond de ten. Asta înseamnă. Mamă, aici poți să-ți machiezi cu ochi triști. Da, știu. Dau non, fără niciun machiaj dintre ăsta. Buze, ne trebuie niște buze. Hai fi timpul să schimbăm culoarea. Buzele roșii sunt cele mai faine. Părul, hai să vedem. Wow, ce drăguțe sunt! Sunt cu două cotițe! Bă, s-au schimbat frezele! S-au schimbat frezele? Adică mai... Nu? Mi se pare mie, nu s-au schimbat, dar că... Să-i pui blushes la fată. Să-i pun niște blushes? Da. Hair. Păr, să vedem ce păr alegem. I-am pus niște pistrui. Bă, unele chiar nu avantajează pe mea deloc. Așa avantajează. Am dat-o cu... Ai pus-o cu pistrui? Da, i-am dat niște pistrui. Merge pistrui. E bine așa fără. Okay. Hai să vedem outfit. Cu ce ne îmbrăcăm? Eu mă duc acolo la rochii, că nu știu, mi-a plăcut mult rochițele astea. Mamă, ce fustă de blug. Fustă de blug? Da. Papuci! Ce fustă așa de scurtă e aia? Hai să vedem ce fustiți avem noi aici, băi. Trebuie să investească ăștia mai mult. Cam trebuie. Da, adică... asta e faină. Îmi place asta. Jocul e foarte nou, să știi. Da. Să vedem și... Să vedem și niște papuci. Unde sunt shoes? Corsas, accesorii, shoes. Și am găsit papucii. Bă, dar vreau să ceva să se potrivească. Pe mea nu am înțeles deloc papuci ăștia. Nici pe mea. O să-i las dintre ăștia groși așa. Hai să vedem la accesorii. Ceva pe păr. Doamne, ce... I-am pus ceva pe păr. Doamne, ce-o făcut. Am uite puțin pe ecran. Și-au pus pantalonii peste rochiță. Uite, așa. Își pune pantalonii peste rochița mea. Nu cred, băi. Dedesubt, fată. Hai că vreau fără astea. Mamă, ce nebunie. Bun, hai să vedem aici ce mai avem. Dresses, efecte. Tops, classic pants. Putem să băgăm niște efecte aici. Efecte de frunze, dacă am mult, că după nu mai văd eu. Fără, vă rog frumos. Purses, o gentuță. Wow! Nu merge bluș cu rochiță, nu merge, nu? Stai mă, că nu găsesc aici o gentuță faină. Aici, ce drăguță, e foarte faină, o să-mi las pe asta. Eu nu prea... asta, mai degrabă asta așa. Eu nu prea mă pricep cum să îmbrac. Eu cred că sunt gata. Da, mai ai ceva 6 secunde, deci mai... Mai uite aici puțin la accesorii, să văd niște cercei. Fără chestia asta, nu știu ce-i. Uite aici erau cercei. Unde sunt cercei? Classic tops, dresses, accessories. Le-am băgat niște chestii care n-au sens. Ne mereu am ieșit pe locul. Pe primul loc. Ce accesorii să-i cumpăr lui fata asta? Asta e de steluță? Nu, fără. Hai să vedem ce să-i punem aici. Nu mă pregătesc cercei, sunt divine. Să mă uit aici. Deci este prima dată când ne jucăm joculețul și vrem să-l descoperim. Mamă, avem și pentru pirați. Ce fain sunt ochelarii de soare. Am să-i pun. Am găsit ochelari de soare, Felix. Și eu am văzut, dar mea nu știu bine. Mamă, ce faină m-am făcut! Da. Îmi place mult de tot. Gata, sunt și gata în timp. Deci hangout, când ieși în oraș. Asta nu-i faină! E foarte simplă. Simplă, ștearșă. Am mai văzut așa ceva, am mai văzut. Da, nu e de scenă, codițele sunt mari, faine. Dar atunci. Și are prea multe inimioare, prea disperată. Nu. Și eu mi-am dat cu parfum, dar după nu mă vedeam eu, știi? Și am zis că vreau să se concentreze asupra mea, nu asupra efectelor. Da, și blugea, nu știu, la mărimea ei, nu-i bun. Asta cam strâmți. Da. Hai să vedem. Să vezi ce fain m-am făcut eu. Asta ești tu? Ce fain sunt. Deci în seara, ia uite. Ești cam interesantă. Văd ce papuci ți-ai luat. Ți-ai luat și papuci, se potrivesc. Numai că roșu cu violet nu prea se potrivește. N-am știut. Nu am știut. Dacă îți luai un păr blond, erai mai faină. Știi? Eu am crezut că fac bine. Ești faină, dar se putea și mai bine, să știi, Felix. Și ceva, să te văd pe ta. Să mă vezi. Asta nu, sunt eu. Nu e așa de faină. Să mă vedeți, mă, cât de faină m-am făcut. Ce parfum mi-a luat de musculițe? Avea ajutat în spate. Da! Tocmai am ieșit dintr-un tomberon. Da, nu se vede? Sper să nu se observe? Da, și miroase. Băi, deci sunt super încântată de felul în care mă prezint. Stați să vedeți. Mi-ar plăcea așa, nu știu, să fie în realitate, știi? Să-ți faci niște ținute pe calculator. Asta ia, sunt eu. Eu! Uite-mă! Deosebită! Nu știu ce zic, mi se pare că nu-i vremea pentru așa ceva. Ăla pare de lână, te iris de la ele. Uite ce coadă faină am și uite ce ochelari și ce... Felix, m-a făcut fain. Păi pare fițoasă fata. Păi da. Și papucea aia... Este. No. Dar tu vezi ce freză faină are și ce machiaj și tot. No. Tot acolo, că tu erai împrumutat. Uite, vezi, așa este cu atitudine. Dar de ce nu ești măcar pe locul 2? De ce ești pe locul 3? Pentru că eu am fost cea mai faină. Nu mai pot așa ceva, nu mai pot. Ați văzut cât de fain m-am făcut? Ia uitați-mă, din toate unghiurile. Uite-te mă la mea că mi-e fain, ia vină așa. Nu e adevărat! Uite-te! Nu, atât ești cearsă. Fă-mi puțin loc pe scenă. Cum cearsă-și ciudată? Păi este locul meu. Uite-te la tine, uite ce diferență. Primul rând, ce ești așa de palidă ca brânza, nu te-ai ieșit și tu puțin la soare. Ai uitat să dai cu fund de ten. Mie e naturală. Ok, mai facem o dată cine câștigă acum. Hai să vedem foundation. A mea e naturală, să știi. Dar artificială. Da, de ce nu putem foundation? Frate, stai că m-a legat de bronzul lui. Așa, era cât pe ce să nu mă mai bronzez aici. Ce păr fain la VIP, dar nu putem. Bun, hai să vedem. Ok, machiajul îmi place ăsta. Hai să vedem păr. Ce temă avem? Picnic. Ok, hai să vedem o freză de picnic. Ce freză de picnic putem noi să avem? Există freză de picnic? Wow, da, asta e freza mea de picnic. Ce urâtă sună freza. Și hai să vedem la ceva o rochiță. Doamne. O rochiță de picnic, este pe aici undeva o rochiță de picnic. Dar se schimbă chestiile sau toate sunt la fel? La fel. Mă îmbrac în pantaloni? Mamă! Mai ușor cu gogoșile, Cristina, mai ușor cu mâncarea. Dar stai mă, că e mai fain decât pantalonii aia super strâmți. Dar cred că la picnic nu cred că te duci așa. Ba da. Cred că la picnic totuși te duci într-o rochiță, nu? Sau hai să vedem într-o fustiță. Ok. Hai să vedem. Te lega de fundația lui asta. Hai să-mi punem rochița asta. Ce faină e, dar nu prea de picnic. Bă, asta este de picnic, sincer vă zic. Brushes. Hai să vedem shoes, dar ce cupa? Ia, de ce nu are niște ciorapi mai... cum să vă zic eu, mai culoarea piciorului. Păi, poți să scoți. Da? Să fie piciorul, numai piciorul. Dacă dai la clasic. Hai să vedem. Classic pants. Și de mai jos. Așa! Și îți alegi ceva simplu, știi? Așa! Super! Nu știu ce mi-am pus pe desul, mi-am pus niște izmene. Știu. Bune. Le-ai purtat și tu? Da. Papuci ăștia nu-s buni. Bă, ce papuci găsim noi aici, frate? Rochie? Deci trebuie să ne îmbrăcăm pentru picnic. Eu cred că așa o să mă duc la picnic. Ce greu să... Haideți să ne luăm niște accesorii, că contează foarte mult. Hai să vedem ce accesorii pentru picnic. Dacă tot am venit la picnic, eu zic să ne facem o cordeluță dintre aia de flori pe cap, nu? Eu să știu că mă îmbrac cel mai adecvat pentru picnic. Mi-am pus un lănțișor cu inimioară. Gata, mi-am pus cordeluță de flori. Și să vedem la gentuță. Avem o gentuță. Cine merge așa, mă, la picnic? Care? Ce? Ca mine? Da. Sau ce? Pe ce adică? Cum? Așa. E un picnic romantic. Uite așa, gata, m-am făcut. Nu e faină. Să vedem la efecte. Nu, că după aceea e prea mult. Și nu mai mă văd eu. Cercei? Hai să vedem la accesorizi. Vreau cercei. Ce mai faină. Mă avantajează mult cercei ăștia. Gata, eu m-am făcut. Și eu. M-am făcut de picnic. Am cea mai faină, celelalte nu știu trece. Și mai am și un minut la dispoziție. Dar nici nu știu să mai iau, ce să mai iau la picnic. Să mă uit așa de aproape. Băi, deci super faină. Dar stați mă, că eu n-am vrut să mă dau cu parfumul ăla. Ok, șansele să câștig acum sunt mari. Toate sunteți niște șterse. Non, fără parfum, la picnic. Gata. Mai pauze secunde, dar mea este absolut perfectă îmbrăcată pentru picnic. Și la mine. Mamă, ce faină-i. Este superbă. Are papuci confortabili, are ciorăpei ca să nu se zgârie și, nu știu, are rochițe ca să se bronzeze și este dintr-un material așa de bumbac cât să nu transpire și are gentuța ei foarte la îndemână acolo, părul strâns. Ce reclame face. Și a făcut o cordeluță de flori pe care tocmai le-a cules de pe câmp și, nu știu, machiajul rezistă. Haideți, mă, că m-am făcut din timp să ne răbdătoare de picnic. Am iar lanț. Și la mine. Hai, mă, Cristina! În formă de inimioare, sper că nu l-am la pe același. Hai, unul singur. Cine e asta? Eu sunt. Ia uite, ia uite ce faină e. Ești cam faină, dar geanta asta nu se mi poartă de mult. Hai, mă, Cristina, dăm 5 stele. Uite ce faină e. Da, dar ți-ai luat... Ce m-am luat? Partea de sus e super faină, până la gât. Și hainele nu sunt așa de faine. Ce zici menile alea? Cristina! Pe bune, ți-ai luat niște izmene. Ai, ce mă, tu ești frumoasă. Și ai potențial, dar ți-ai luat niște izmene. Taci! Mă enervez! Mă enervez! Uite, fata asta se vede că nu mai mergi de mult la picnic, că e albă. Da, ea merge la picnic. De ce mergi la picnic, fata? Ea merge la picnic noaptea, să nu atingă soarele. Vezi, fata, că la cât de albă ești, te brunzești de la lună. Ea vrea să-și caute iubit, nu vezi? Radiază inimioare. Du-te încolo. Băi, deci am șanse mari de câștig. Vezi că-ți dau o stea. Hai, mă, că ți-am dat 5. Păi da, mai dat 5 stele, dar mai... Uite-o pe asta cum nu-i faină. Nu știu de ce nu-i faină. Ce, te crezi mireasă, fată? Ia grijă. Sunt la picnic. Și în primul rând, ce tata te-ai bronzat, tata? Iar ai dormit în solar? Am stat foarte mult la picnic. Și de ce alb? Că știi că pe alb tot gemul care îl mănânci și mâncarea și ketchup-ul și tot ce mănânci din sandwich cade pe tine. Ca o prințesă și ca o domnișoară rafinată. Ce mănânci că ți porumb și semințe în tendință o să fie? Nu adevărat, eu am maniere. Maniere. Sunt manierată. Vezi, sunt și pe locul întâi. Nu mai pot. Numai la locul 3. Toate astea s-au împotriva mea. Uite cât de perfect ești aia pentru picnic. Uite, ce, mă, uite-te la mine, uite-te! Asta e poze de Instagram picnic, dar uite-te la mine, față. Uite-te la mine, vine puțin, fata. Deci picnic din realitate. Da, dați aici un like, forță. Și ne vedem data viitoare. Pa! Mamă, ce m-am distrat!